Salut oameni buni și bine ați revenit la seria în care transfer un jucător pe sezon până câștig face Champions League De data asta cu Bayer Leverkusen Revelația sezonului în Bundesliga Poate revelația sezonului în Europa O echipă care n-a pierdut niciun meci în Germania bi Alonso face acolo o treabă senzațională Iar noi de data asta avem jucătorii cu potențial Avem echipa asta care merge bine și lipsește această echipă din cadrul serie Așa că hai să-i ducem spre glorie din păcate, din Germania nu este cea Alonso. Va trebui să băgăm pe altcineva antrenor. O să-l băgăm pe Gerard. Mamă, <laughs> ok. Da, din la Căpuț, Gerard vine la Bayer Leverkusen. O să păstrăm totuși tactica lui Cea Alonso care a făcut această echipă imbatabilă în Germania. Mamă, ce echipă este Leverkusen în acest moment, domină tot. Și iată că au și un buget bun. Noi, oricum, deja am făcut un prim transfer înainte să începem. O să vedeți și de ce cât de curând. Și le mai dăm încă 50 de milioane să fie. Hai să vedem mă, ce se întâmplă mai departe. Vine Stevie G, fotbalul german. Poate vine cea Alonso la Liverpool. După aia nu știu ce se poate întâmpla aici. Poate apare Gerard, deși e puțin probabil. S-ar putea ca Chabi să dorească să continue aici, nu mai contează. Hai cu un like acolo dacă vă place această serie, să faceți și noi cât mai multe și subscribe la canal ca să rămâneți aproape de tot ce se postează aici. Gerard e cu noi și normal am făcut și un transfer, o bombă. O să-l vedeți imediat pe băiatul nostru. Am repornit și am băgat mai mulți bani, că n-am adus jucătorul, dar îl putem aduce. Avem 172 de milioane. Și acesta este lotul echipei noastre. Hai să vedem din nou. Patrick Schick l pe Hoffman, Florian Virț, Ceaca acolo cu Palacios ar fi foarte bine, Frimpong cu Grimaldo, o echipă foarte interesantă, iar fundașii ăștia cresc foarte mult. Portarul lasă puțin de dorit și acolo e de întărit. Două săptămâni se devine Grimaldo left midfielder. Și la fel o să-l băgăm și pe Frimpong, ca să-i păstrăm acolo într-un sistem cu trei apărători centrali. O nebunie. Asta în 13 săptămâni, dar tot este ok. Și vedeți, cel mai bine cotat jucător al acestei echipe poate deveni center forward. 232 de săptămâni. Ok, aici e o mică problemă, va trebui să schimbăm sistemul, dar eu cred că se poate. O să mutăm cu doi atacanți, o să facem altceva. Și în primul rând o să aducem jucătorul. Harry Kane a greșit echipa. Trebuia să vină la Bayern Leverkusen, așa nu va câștiga nimic nici la Bayern. Dar nu este prea târziu, pentru că o să aducem noi. Are o clauză de reziliere de aproape 200 de milioane, dar Kane își dă seama că a greșit. Și a venit chiar englezul său, Gerard, să negocieze, să-l aducă la Leverkusen. O să dăm uh, 130 de milioane. Asta ne lasă cu 40 buget. Vor mult mai mult, dar să sperăm că putem negocia că n-am băgat atât de mulți bani. 140 de milioane de euro. Încă 185. Mamă, eu nu mai așteptam chiar să ne distrugă bugetul. 150 de milioane pentru Harry Kane. Se vor gândi. Eu zic că accept această super ofertă. Avem probleme că aducem deja un star uh, la echipa lui Leverkusen. Dăm o mică advență să vedem ce zic cei de la Bayern. Vor 158-900. Ia să negociem, să vedem cum stăm exact dacă dăm această sumă. Ne rămân 13 milioane. Hai să propunem din nou 150 de milioane 900. Și iată că au uh, vrut. Și au mai încercat-o puțin acolo pe final. Dar Harry Kane vine, ne lasă puțin fără bani. Dar considerând că trebuie să luăm un portar după aia, sigur, un portar. că este jucătorii nu fac probleme. A trebuit să meargă foarte bine de data asta drumul lui Leverkusen spre Champions League. Avem un schelet al echipei deja format, fără clauză că nu va pleca nicăieri, timp de 4 ani cât va juca. Mă gândesc că va dura maxim 5 ani cât să fie și Kane foarte util în continuare. Și o să-i oferim 160.000, de Iar asta e o ofertă foarte bună, poate puteam mai puțin, mi-aș fi dorit să aibă un salariu cât mai mic, dar n-am vrut să o risc. Harry Kane, nou atacant al lui Leverkusen. Gata de trofele individuale. Englezul minune. Așa, mă. Atacatul mare al lui Lever. Da, aceste imagini geniale cu Gerard s-a schimbat cu totul tot ce înseamnă fotbalul în Germania. Nu știu dacă îi dă numărul 9. Ia, acum aflăm. Îi dă 11. nu -i nimic. Bun și 11. Și are tricoul ăsta negru cu roșu, așa arată foarte bine, genial. Ia uite-l, Harry Kane. Și pentru asta am primit nota A, bombă. Iar noi vom juca un alt sistem. 3-4-1-2 sistemul. Aste. Și cu Kane, virț în spatele lor. Palacios și Chaka, Frimpon cu Grimaldo. Bă, step top, ar trebui să rupem în formula asta. Și poate fi și mijlocaș central, oricum o bestie. Deci în două săptămâni mai schimbăm niște posturi, ne-au rămas 13 milioane, nu foarte mult. Cred că stăm bine și cu contractele, dar e bine să verificăm, pentru că am putea pierde în jucători, nu e cine știe ce. Stani și și Iglesias clar pleacă că sunt împrumutați, la fel și Bravo. Dar băieții de bază aveau contracte, nu am putut renoi, din păcate, cu acest fotbalist. Pe Doan cu o clauză totuși cu celălalt, dar nu ne batem capul acum. Trebuie să câștigăm Europa League unde jucăm. Trebuie să câștigăm campionat, obiective foarte mari. Asta poate fi o problemă. Și jucători tineri pe care trebuie să-i semnăm. Aici trebuie să mai lucrăm. Am dat și antrenamente jucătorilor pe care avem. Avem deja un scouter. O să mai aducem tineri, o să simulăm sezonul și o să vedem unde se clasează Leverkusen la final. Iar aici vom băga să aducă germanii acest scouter. Simpong chiar mai șmecher ca rămân. i-a dat plus 1, forță, ajuns și rămâi, rupere. Iată-ne la final de sezon, nu am câștigat campionatul, a fost mai rău decât cea bialosă. Am terminat pe locul 2, hai să vedem clasamentul, avem 72 de puncte tot Bayernul și fără Harry Kane. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a pierdut 6 meciuri, 6 egaluri egal Bayern, doar două înfrângeri. Cum a mers oare Harry Kane? Suntem în final Europa League totuși, cu Napoli, ceea ce e un plus, am putea câștiga un trofeu european. 25 de bucăți tot nu a câștigat un trofeu și în cupa am, 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 fost terminați. Trebuie Kane să câștige Europa League în sfârșit să câștige și el ceva. A jucat mult Hoffman, nu știu ce s-a întâmplat asta. Da, din păcate Virț avea clauză de reziliere, nu pot să cred, avea 200 de milioane. Cineva l-a cumpărat, n-am văzut, încă din vară am pierdut un jucător de bază, asta a fost problema. Florian Virț PSG s-a dus la Paris ca Nu se poate. Putem să-l cumpărăm înapoi, am putea. N-ar fi tocmai uh, oribil. Are 88 e un super jucător, dar ce poți să faci? Mamă, nu am uitat la clauze. Nu încă că au clauze, trebuie să fiu mai atent aici. Nici nu mi-am dat seama. Cea care o clauză, dar eu cred că iar plăti cineva această clauză. O să extindem totuși contractul și s-a dus. Dar doar Virța avea, ca să vă dați seama și la cumpărat Paris i-a plătit clauza, ce clasic. Măcar să batem pe Napoli și mai vedem noi ce facem, am pierdut un jucător mare, trecea de 90 virț, la bază. Napoli, Osimen, Varașchelia, Politano, Varan și Carvajal, ce se întâmplă? Au luat greii de la Real Madrid, sunt oamenii cu experiență de la Real Madrid, cu Xim. hai să-i batem! 3 la 0, i-am demolat Varan și Carvajal Nici o șansă împotriva lui Harry Kane Patricic a dat și el 2, iar Osimen a ratat penalti I-am distrus și câștigăm Europa League-ul Un uh, trofeu european pentru Leverkusen și un trofeu pentru Kane A reușit englezul uh, Până la urmă câștigă un trofeu mare Ia uite la aici cu trofeul Europa League E încântat uh, Da, nu îl mai avem pe Virț Asta este uh, O să vedem ce transfer facem la vară și parada cu trofeul, dar noi vrem să-i vedem pe noștri cu trofeul Champions League și cu titlul pe care nu l-am câștigat sezonul ăsta, dar niciodată nu este prea târziu. Champions League-ul l-a câștigat Barça în finală cu Bayern. Ar fi câștigat și titlul și Champions League-ul. Au scos-o pe Arsenal ce traseu nebun pentru Bayern, a trecut de City cu 7 la 5. Da, un sezon mondial pentru Tuchel, nu acela din realitate, a rupt Bayernul. Este într-adevăr o adversară puternică și trebuie să ne mai întărim ca să îi depășim. Avem și banii acum, deci am putea veni cu un transfer tare. Ne vom lua sezonul 2 și un portar bazat, tipo curta, merge deci, doar sus de tot cu Leverkusen. Cu pentru că deja avem jucătorii care cresc, apărarea va deveni din ce în ce mai puternică Portarul, cel mai bun portar, poate unul dintre cei mai buni atacați De fapt sigurul dintre cei mai buni atacați, skin este deja aici Și Carlo Ancelotti vine să-l vândă pe o sumă nu foarte mare pe curtoa 50 de milioane, acum că avem și banii ne facem de cap Este o sumă pe care o vrea, dar nu o să fim de acord cu ea 57 de milioane, mai aproape de cota de piață pe care o are O să dăm fix 59, 100 de mii și vrea, este fix la valoarea lui de piață, 32 de ani are curtoa, dar cât va dura oare până să câștigă băie face piezlic? Probabil ne trebuie încă un jucător în atac, că ei nu se poate descurca singur. Patrick și sper să mai crească. Acum trebuie cumva să l înlocuim pe Virț, dar o să facem asta sezonul viitor. Sezonul ăsta să ne bazăm pe Hoffman, care încă mi se pare bun. 4 ani de contract pentru Courtois. Nu-și dorește asta, cred că în 3 ani se retrage. Deci după aia trebuie să luăm alt portar dacă e cazul Și vrea 125.000 la jumate Față de cât ar fi câștigat în continuare la Real Madrid 150 Tot e bine Și am rămas cu peste 200 de milioane Și avem un portar de 90 aici la Leverkusen Luăm numai vedete Închidem oare campania asta de transferuri da, trebuie. Nu o să mai încercăm să luăm pe virț înapoi, deși poate am fi putut să facem o regulă nouă acolo, dar cred că până la urmă o greșeală pe care trebuie să ne asumăm. Thibaut Courtois care semnează cu Bayer Leverkusen. Acum vom juca în UEFA Champions League și este mult peste Radechi pe care îl aveam. Oh, dar Boniface are 83, s-ar putea să ia fața lui Chic. Tahar 84, 81 pentru ce l și 83 de fapt Absoba. Vor să ajungem în finala Champions League, s-ar putea să fie o problemă. Trebuie să luăm titlul neapărat. E bine că am avut jucători mari precum Courtois, Altfel am fi avut probleme cu cerințele pe care le are conducerea și o să renuim contractele, că multe expiră și e bine să păstrăm jucătorii. Bine, pe auir ăsta, auir nu-l păstrăm, dar încercăm să dăm mai mulți bani altora. Dacă e un jucător important, se pe încă 2 ani de el, aveam nevoie, restul sunt doar jucători de rezervă. Bravo, aparent e fotbalistul nostru și semnează. Ok, am păstrat majoritatea jucătorilor. Stăm bine pe partea de contracte. Reușim să câștigăm Supercupa Europei cu Barcelona. Ar fi ca un trofeu pentru noi. Îi batem cu 3 la 2. Este pregătiți, mă, deja. Suntem în forță rău de tot. Avem două trofee europene. Lipsește doar ce pies ligu și n-ar mai trebui trofeele interne. Cupa și uh, campionatul. În rest, uh, după am cucerit toate trofeele cu Leverkusen. Iar China, are 91 chiar. A crescut aici la echipă. Grimal 88. trupe tot. Dar s-a rupt Curtoa. No. De ce s-a rupt Tibo Curtoa? Cât timp s-a rupt? 4 luni! Ce are cu accidentările? Nu, l-am pierdut timp de 4 luni. Am luat țeapa aici, nu-mi place. Am dat iar de Napoli acum în Champions League și am bătut din nou că suntem călăii lor. Și am ajuns în semifinale tot cu Barcelona, noi facem pe League, dar nu știu ce ne scade nivelul. 2 la 2, cum ar fi să fim în finală? Na, ne-a scos Barcelona. N-am luat cupa și n-am ajuns în finala Champions League, dar am luat titlul. Deci, încă un trofeu pentru noi. 84 de puncte, Bayern nu nici măcar pe locul 5, locul 6, <laughs> wow. se ducă în cap fără slic. teroare. Am rupt sezonul ăsta și a revenit Curtoa și chiar dacă a scăzut cu un punct probabil așa, bine Bonifaz, iau -te, 86, laterale de 88, ne-ar trebui un cam și în apărare poate un fundaș central, în rest echipa asta chiar e super competitivă, dacă nu ne dau afară e bine. Cred că ne țin că de afară, dar oricum, hai să ne uităm cine a câștigat Champions League. Iar e Bayern Barça finala. Care erau șansele? Dacă Bayern câștigă, merge în Champions League. Cumva, deși au fost pe 6 în campionate, aceeași finală ca sezonul trecut, e foarte ciudat. Este și bucuria lui Leverkusen cu titlul. Cine a luat Champions League? Barcelona i-a bătut iar două la rând, două finale cu Bayern 2-0. Doamne, nu se poate. Dortmund câștigă Conference-ul și Spurs, Europa League -ul. a câștigat și Spurs trofeu european, este Barça de două ori la rând câștigătoare Champions League, foarte ciudat, rup tot ce de la Barcelona. Dar și noi suntem aproape să rupem cu cea 86 apărarea din ce în ce mai bună, Hincapie 84, Cosunu și arată cariera, e de-a bine la, a rămas la 88. Hine a dat 28 de goluri, Bonifaz 23, deci avem doi jucători care rup, dar Hoffman nu o face. Vreau un mijlocaș central ofensiv care să facă legea și acela ar trebui să ne ducă la următorul nivel. Iar trebuie să semnăm tineri și de data asta trebuie să câștigăm Champions League. Sunt nebuni. Uh, am putea să o facem. Uh, o să luăm iar o vedetă, deși n-aș fi vrut chiar să aduc numai vedetă la această echipă, dar ne-a obligat și transferul lui Virț. Și o să îl aducem pe Jude Bellingham, că avem banii. Trebuie să fie la nivelul virț, are deja 90 virți. Am putea să-l aducem înapoi pe virț. Nu știu ce să zic, 300 de milioane. Nu, hai să luăm pe Jude de la Real Madrid, 91. Încă un englez în fața acolo cu Steven Gerrard. Este păcat că l-am pierdut pe Florian Virț, că altfel aduceam fundaș central și cred că eram deja pregătit să câștigăm tot ce vrea conducerea să câștigăm din nou de la Real Madrid un jucător și o să încercăm să luăm pe 180 de milioane, n-ar lăsa cu mulți bani. Vor 250, cel mai scump transfer din istorie, s-ar putea să fie Jud. O să dăm 200, deci ne-am mărit oferta, 228 și cred că 210 e suma corectă, la care noi rămânem cu 100. 210 milioane, cam atât am luat pe virs, poate 170, ceva de genul. Dar PSG-ul de negăsit în topurile, băi, face Champions League și o să-l ofertăm pe Jude are 360.000 pe săptămână, sigur vrea un salariu foarte mare, revine în Germania, cum îi place lui, când a jucat aici la Dortmund. Cât să-i dăm? Hai să încercăm să-i dăm 270. E mult rău de tot. Nu voiam să se supere, deja are 360, nu putea câștiga ca la Real Madrid. Dar ce cedează că vrea cu Kane acolo să distrugă fotbalul european. S-ar putea ajuta acest hiperstar uh, să ne ducă spre toate trofeele. Uh, ne trebuia un jucător acolo. Hoffman nu făcea prea multe. În schimb avem atacanții, lateralele. Suntem forți în sistemul cu trei fundași centrali. Din nou, notă foarte bună pentru acest transfer. Și în loc de Hoffman, rupe 91, la fel ca Harry Kane. Ne crește restul echipei. Deja deci arată foarte bine echipa. Bine, trei jucători vor pleca, nu contează. O să trimitem și scouterul să ne mai crească nota, că altfel e o problemă. Și în rest, în acest sezon, să sperăm că putem câștiga Champions League din trei, ar fi senzație. Disputăm și Supercupa Germaniei, alt trofeu care ne lipsește și câștigăm Supercupa Germaniei. A rămas doar Cupa și UEFA Champions League. În rest, am câștigat totul cu Bayer Leverkusen și cred că s-ar putea sezonul ăsta să luăm totul. Uite, un 0-0 cu Berlinul, nu e chiar așa flare la ureche acum am îndeplinit obiectivul 6 luni de juniori care au fost căutați de scouter și stăm foarte bine. Crește apărarea în mod constant, Grimaldo o să ajungă și el la 90, iar în iarnă suntem pe primul loc în campionat, am putea să câștigăm totul sezonul ăsta. Încă suntem în cupă, batem cu 4-0, dacă o luăm și copaș ce league ligu, am rupt totul. Am adus doar vedete, trei vedete mari, trei vedete care au solidificat echipa lui Bayer Leverkusen. Haide, cu Fiorentina. Hai mă, 6-3. Da, la general. Rupere, le-am dat multe acasă. Dacă nu scoatem pe Leipzig din cupă. I-am scos, perfect. Benfica. Hai că avem un traseu relativ ușor. nu sunt echipat atât de mari. Benfica e în sferturile Champions League. Și trecem de ei în fanfar. 4-1. Semifinalele din nou. Și de data asta cu Juventus. Nu mai suntem cu Barcelona. Poate ne de Barça în finală sau s-a dezumflat. 2-1. Da, asta să finală, sigur, cu Jud. Nu, 4-3 Juventus. E, na, belea. Of, poate ne trebuie un fundaș mai capabil. Momentan e tah. Cea ca a scăzut, a, e în, e în vârstă. Oare luăm cupa? E finala cu Wolfsburg. Ar trebui să o luăm 2 la 1. Deci am câștigat toate trofeele puse în joc în aceste sezoane până în 2026, mai puțin UCL-ul. Suntem în pragul de a câștiga și UCL-ul cu siguranță Ce au făcut băieții în sezonul 3 30 de bucăți Kane, 26 Bonifaz, Jude, altceva față de Hoffman Și Grimaldo a contribuit foarte mult Ceea n-a fost rău, dar are deja 33 de ani Să nu are un fundaș central Sau să le bazăm că pe acești fundași Eu că tineri să rămân mijlocași, am putea să facem cea mai festivă echipă din lume. Oare a, -a Juventus Champions League? Da, cu PSG-ul la penaltiuri. N-a virțule, credea virț că va câștiga el înainte. Au scos-o pe Liverpool. Da, și de altfel și pe noi tot la penaltiuri ne-au bătut. Deci Juventus și în semifinală și în finală. Trec la penaltiuri, Bayern mai pierde o finală. De data asta e Europa League, mereu bătuți în finale. Cred că e mai mare blestemul acolo. Da, în acest sezon avem 239 de milioane. Și eu unul aș vrea să cumpărăm un jucător de creație, Pablo Gavi, e la Sociedad și ne-ar costa cam 130 de milioane, are super stațuri, e echilibrat, e piesa lipsă la mijloc în locuitorul lui Graniciaca. Încă fundașii noștri pot crește și sper să fie bine că transferăm doar în atac, dar la câte goluri vom da în formula asta? Cine să ne stea în cale cât să marchez Treci de lever cu Zan, Mereu am fost în top 4, deja echipa a crescut an de an. Uite, dăm 125 pe Gavi, vor 134, se țin tare. Sigur, Real Sociedad l va dar să lase vrăjelile. 127. Na, că am mai luat 2 milioane, dar deja făceau figuri mare de tot. Am luat 4 mega fotbaliști. Avem portar, avem atacanții, Bonifa s-a tot crescut. Este momentul să dăm atâtea goluri cât să luăm totul, poate chiar în acest sezon, să câștigăm toate trofele. Uh, cred că am luat și titlul, da, probabil am luat titlul, că altfel fost foarte supărați. Am uitat să ne uităm dacă am fost campioni. Uh, Mi-a scăpat asta, 51 de mii are Gavi. Foarte puțin, îi dăm contract pe 5 ani, doar 21 de ani. E rău de tot, e foarte tânăr. 21 de ani și o să-i dăm, nu știu, 100 de mii. Oh, era să dau un euro, nu, 100 de mii dublu. Și e ok. Trebuie să fie și el bine plătit, să nu fie supărat, pentru că totuși restul au salarii foarte mari și e și el superstar, deci mai superstar am adus. Și la subele astea era de așteptat 87, iar granicea ca ar trebui să plece, dar de ce ne-a scăzut dintr-o dată nivelul? Nu-mi dau seama. Harry Kane vrea prelungirea și de asta vrea mult prea mulți bani. Nu știu, dăm 255 de mii. Cea vrea să fie jucător de rotație. Asta e foarte bine, îi lasă locul lui Gavi și rămâne încă 3 ani rezervă. Va fi legendă la Bayer Leverkusen. Italia? Ce-a câștigat Italia? Campionatul mondial! Italia e campionă mondială în 2026? Nu se poate așa ceva. Deci trebuia să luăm italieni, de asta nu ne merge bine. A pupuit Italia, campioni europeni și mondial. Ce generație! Hai mă, acasă la noi n-au voie. 76 la general, doamne ce dublă! Probabil cea mai de bună optime de finală vreodată. Deci dacă am marcat atâtea, am zis că marcăm prea multe ca să mai fim bătuți. Uite, numai 3 goluri pe meci. 3 goluri, 3 goluri, 3 goluri. Cu dorm în 3 goluri. Suntem prea buni în atac. Inter Milano, e, îl luau pe bastoni, 3-2, 3 goluri, numai câte 3 goluri. Și luăm, dar uite câte dăm. A, gata, mă, calificare, am trecut și de Inter. Din nou în semifinale, Real Madrid, nu ne putem opri aici. Hai că l-am luat și pe Jude, per la lor. 3-1, încă o dată, 3 goluri, trubeci. Am creat o mașinărie, 5-1. Este finalul dublei cu Real Madrid și în finala UEFA Champions League suntem cu Milan. Oh, ce finală! E cupa cu Bayern și după aia finala Champions League cu Milan. Titlul l-am luat, o să ne uităm exact câte puncte am făcut, am luat și cupa, luăm toate trofeele. În Bundesliga suntem campioni, 76 de goluri marcate, deci undeva la 2 goluri pe meci în campionat. Iar finala Champions League, tot cu niște italieni, am trecut de Inter, trebuie să trecem de Milan. Milan care are cam aceiași jucători, Leo, Tomori, l-au luat pe Martinez de Paul, dar Nimic stelar, în schimb, la Bayer Leverkusen. Sunt toți coloși, e tripleta de aur în față. Gavinio, Grimaldo, Curtoa și revenit după accentare, tot la 90 și în 2027. Ce portar pe Wembley. Leverkusen, nu! La penalti urmă, cum se face trafila adevărată? Pablo, Gavi, Harry Kane. Cum să ratez? le a făcut-o. În schimb, ai noștri toți au marcat. Ce jucători mari de tot. Finala 2 la 2, unde Kane ratează penalti. Dă-te, bă! A dat gol Jude, le a egalat, o nebunie de meci. Păcat de kin, care a dat penalti, dar măcar n-a făcut-o la loviturile de departajare. Am luat toate trofeele cu bayer -ul. Am cheltuit și ceva bani, dar până la urmă, chiar și cu atâtea transferuri de top, ne-a luat ceva. Și-a marcat o călăgie de goluri. E Jude cu trofeu, nu mai e Harry Kane, nu mai e în prim plan, dar a fost acolo, a fost foarte important. Trebuie să-l vedem câte goluri a dat sezonul ăsta. A dat mai multe bonifacite sezonul ăsta Kane a fost mai așa, și așa, mai jos, 20 de bucăți. Doar un gol la două meciuri, dar au marcat foarte mult ceilalți. Toți au înscris 13 asisturi Grimaldo, 14 Palacios, Gavi doar 4 goluri, 2 pase de gol, dar la 89 sigur a controlat jocul. Și ce a dat și el un gol și o pasă de gol. O echipă care a ajuns foarte sus, iar ca valoare bubuim numai peste 100 de milioane. Da, e o echipă ultra ofensivă, asta voiam să creăm aici și am reușit cu aproape toți jucătorii în față peste 89, doar Palacios mai jos. Apărarea nu era nebună, mai luam fundaș central dacă n-am fi câștigat și tot după cu apărare nu ne mai putea sta nimeni în cale. Ăsta a fost drumul lui Barlever cu înspre UEFA Champions League aducând un jucător pe sezon sper că v-a plăcut de data asta. Am făcut furore aici în Germania Dacă mai aveți echipe pe care vreți să le vedeți în cadrul acestei serii Dați un comentariu acolo, vreau să văd pe cine mai vreți în cadrul seriei Cu ce echipe să mai fac Cu multe am făcut, dar cu unele chiar de mult am putea reface Mai avem încă echipe în premieră care vor urma cu siguranță La like acolo dacă v-a plăcut videoclipul, cam atât Pa, pa!